Românul Ninel Miculescu a adus prima medalie pentru delegația României la mondialele din Coreea de Sud. Miculescu a cucerit medalia de argint la stilul smuls al categoriei 69 de kg. Elevul lui Petre Becheru a ridicat 155 de kg, în timp ce ocupantul primului loc, chinezul Liao Hui, a ridicat 160 de kg. La mondialele din Coreea, România îl mai are în competiție doar pe Valeriu Calancea la categoria 94 de kg.